Impactul mortal s-a produs la ieșirea din Gherla spre Dej, după ce un autoturism a intrat într-o depășire riscantă. Polițiștii au constatat că un tânăr de 24 de ani s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care circula în aceeași direcție de mers. Echipajul smurd ajuns la fața locului nu i-a mai putut salva pe cei doi soți din mașina care circula regulamentar. La fața locului au fost găsite două autoturisme avariate, iar într-unul dintre acestea se afla o femeie încarcerată. Aceasta prezenta multiple traumatisme și era în stare de inconștiență. S-a acționat imediat pentru descarcerarea femeii și predarea acestea la echipajul SAJ. Totodată, un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost găsit în stare de inconștiență în afara autoturismului. Șoferul a fost testat de polițiști care au constatat că avea o alcoolemie de 0,60 în aerul expirat și pentru că aveau indicii că ar fi sub influența substanțelor interzise, a fost dus la spital unde i s-au recoltat probe biologice. Tânărul a fost reținut pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. La orazia polițiștilor noaptea trecută în capitală și în județul Ilfov, sute de șoferi au fost sancționați. Doi dintre ei aveau alcoolemie de peste 1:1000 în aerul expirat. Totalul amenzilor a depășit 150.000 de lei. A fost surprins cu aparatul radar, conducând pe un drum cu o limită de 50 de km pe oră, cu viteza de 86, ceea ce constituie contravenție. Vezi și sancționat cu suma de 870 de lei. Vă grăbeți? Da. Da, mergeam și noi la o nuntă. Polițiștii au controlat sute de șoferi și autoturisme. În zona de nord a capitalei, un șofer a fost prins conducând cu 114 km la oră într-o zonă cu limită de 50. A fost amendat și a rămas 3 luni fără permis. Atrage sancțiune contravențională în valoare de 1305 până la 2900 de lei. În primele 9 luni ale anului, polițiștii au avut peste 40.000 de acțiuni în trafic, iar cifrele vorbesc de la sine. Polițiștii rutieri au constatat aproape 30.000 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, ponderea fiind deținută de infracțiunile pe linia conducerii fără permis de conducere, respectiv 40%, și de cele privind conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, respectiv 44%. În aceeași perioadă anului au fost reținute aproape 200.000 de permise de conducere.